Am spus-o și cu alte ocazii, din nefericire mai există printre noi câțiva reșițeni care sunt pricepuți la de toate, și la piatră, și la metal, și la lemn, și la mediu, și la drumuri, și la infrastructură, la de toate, la învățământ, și eu îi numesc părerologi, nu mă feresc să le spun și în față, am intrat și în comentarii, a zis, trăiește un oraș mic în care eu nu mă feresc să intru în dialog cu oamenii, chiar și pe social media și oriunde. Piatra naturală, prin standardizarea internațională, are acceptat o toleranță de până la 6-7 mm în plan orizontal și vertical. Niciodată o piatră naturală nu va fi pe dimensiuni exacte, milimetrice, ca un material de beton, să zicem, care imită o piatră naturală. Tocmai din acest considerent, alinierea lor a fost un pic mai dificilă, însă majoritatea covârșitoare a celor care trec prin centru civic sunt foarte mulțumiți și au înțeles că este o modernizare de excepție a centrului. Eu sunt foarte mulțumit de ce s-a întâmplat. Partea de iluminat la fel e foarte frumoasă. Urmează să lucrăm un pic la peisagistică cu echipa noastră, la ora la care noi vorbim, chiar în acele compozite de beton se pun plante, flori și acum suntem pe cale să primim proiectul de modernizare a fântânii sau de reabilitare a fântânii, partea exterioară, pe care o vom face în regie proprie, pentru că ea nu a fost prinsă în acest proiect pe fonduri europene. Partea de sub fântână este realizată și sunt convins că atunci când și fântâna va fi pusă la punct și se vor repune terasele, cele trei pe care le-am avut în perioada anterioară, acest centru va fi unul plin de viață de care lumea se poate bucura. Domnul primar, spuneți-ne că aici sunt discuțiile pe Facebook, la preț. Și se face comparația cu Oradea. Cât a costat piața, fără acele străzi la care se lucrează? Asta e o altă informație falsă care se vehiculează. Proiectul inițial a fost 10 milioane de euro, din care 6 milioane piața și 4 milioane cele 6 străzi. În urma licitației s-a judecat undeva la 5 milioane de euro piața și la 3 milioane de euro cele 6 străzi, însă vorbim de 2,5 hectare. Dacă facem un calcul pe metru pătrat, pur și simplu, motogrosă, 5 milioane împărțit la 2,5 hectare, înseamnă 200 de euro metru pătrat. Dar atenție, acest metru pătrat nu cuprinde strict piatră și manoperă. Cuprinde absolut toate lucrările care au fost făcute pe partea de apă, canal, electric, peisagistică, bănci, stâlp de iluminat, dacă vreți, și alte locurile de joacă și alte obiective, copaci care au fost chiar plantați zilele trecute și alte obiective. Eu am luat întotdeauna în analize Alba Iulia și Oradea. Alba Iulia a lucrat undeva la 250 de euro metru pătrat, Oradea a fost undeva la 170 de euro metru pătrat. Și noi suntem, practic, dacă vreți, la jumatea distanței între aceste două proiecte. Licitațiile s-au făcut pe sistemul electronic de achiziții publice, au fost trei ofertanți, s-au analizat ofertă tehnică, financiară, din trei, doi s-au dus până în oferta financiară și comisia de validare a ales prețul cel mai mic dintre cele două oferte. Evident că în caietele de sarcini au fost condiții foarte clar stabilite despre duritate, despre dimensiuni, despre absolut toate detaliile care, dacă n-ar fi fost sau n-ar fi respectate, fiți convinși că ADR-ul este un verificator foarte dur, foarte dur, de care nu treci în cazul în care lucrurile nu sunt conform caietelor de sarcini din proiectare. Oamenii ar trebui să știe că banii ăștia nu sunt bani de la bugetul local, ci sunt banii pe proiectul local. 98% este finanțare de la Bruxelles, 2% este contribuția proprie a orașului. Asta trebuie știut. Iar în ce privește, am văzut și comentarii de genul comparații între piața din Reșița și piața din Oradea. Păi le spun tot acestor cârcotași un singur lucru. Oradea are un centru civic de tip baroc sau Art Nouveau, cu clădirile binecunoscute, Vulturul Negru și așa mai departe, le știm foarte bine. Și acolo se pretează un anumit tip de arhitectură urbană.
Centrul Reșița a fost făcut în anii 75-80. Este un centru făcut în perioada comunistă, care nu poate să asimileze, de exemplu, lampadare clasice de fontă. Pentru că nu are nimic de a face cu începutul secolului trecut. Vorbim de altă perioadă. În plus, proiectanții acestui centru civic, cei care au câștigat proiectare, sunt doi oameni pe care eu îi respect foarte mult. Unul dintre ei îl cheamă Neumann și a fost fostul arhitect șef al Sibiului, iar celălalt e un arhitect de prestigiu și de renumă din Cluj. Acești doi oameni au proiectat centru. Ar fi cunea ca noi, niște diletanți care nu avem treabă cu arhitectura, să ne dăm cu părerea asupra unor oameni care asta e meseria lor și asta a făcut toată viața.